După ce concurenții i-au pus la curent pe Diana și Cristi cu ce s-a întâmplat în Casa sa în lipsa lor, au început să vorbească despre Stelian și să facă glume la adresa lui, pentru că știți, este prima dată când merge cu avionul și merge într-o țară străină. Spunea Rareș că a plecat cu cafeaua la pachet să dea și la stewardese. Raul întreba cum era Stelian, dacă era crispat sau ceva și... Cristi a zis că era înghețat, tot Raul zicea, nu, i-ai spus să nu ne facă cu mâna din avion, că nu îl vedem și glume de genul acesta. După Raul, de fapt doamna Cristina a spus că o să îi aștepte și pe cei doi, așa cum au fost așteptați și Cristi cu Diana și Raul spunea că este sigur 100% că Stelian o va cere pe Ramona, că nu va pierde el oportunitatea aceasta. Chiar îi îndemna pe concurenți la un pariu, și Cristia a zis că nu se pronunță dacă simte să facă.